credință. Da, haideți să începem. Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispoziția articolului 39 din Legea Administrației Publice Locale și prin dispoziția 560 a domnului primar, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Fiind prezenți pe domnii consilieri, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ordinea de zi, după cum ați luat la cunoștință și din invitația pe care ați primit-o, avem următoarele probleme. Proiectul de lege privind asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activității culturale, un proiect de lege privind aprobarea bugetului rectificat, un alt proiect privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru realizarea unor lucrări de amenajare a părului Vățman, un proiect pentru delimitarea târgului săptămânal de proprietățile concesionate sau închiriate, aici vom avea o mică discuție, un proiect privind, sau mai inițiat ulterior, câteva proiecte. Domnul viceprimar a inițiat următoarele proiecte. Proiectul trebuie privind amenajarea unei rigule carosabile în zona jiteriei. Un proiect de hotărâre privind achiziționarea 1000 metri cubi sort compasat pentru amenajarea drumurilor Sătești. Domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local 11 pe 2015 privind indexarea unor taxe locale care constituie surse de venit la bugetul local. Și ei am fost inițiat un proiect de hotărâre de domnii consilieri Lupică și Ghet, privind amenajarea unui drum sătesc și a unei fântâni de pentru Saramur. Da, așa. Foarte bine. Deci, cam astea ar fi problemele de la ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, de cineva împotrivă, și aprobă ordinea de zi. După cum știți, domnul Bobo a fost ales președinte de ședință și îl invit să preia conducerea. Vă mulțumesc pentru încrederea aprobată și chiar să depun președința în cele mai bune condiții. Domnul președinte, am o problemă. Vreau Consiliul Local să nu voiască. Am niște probleme la acord pe care trebuie să le rezolv. Și trebuie neapărat să fie acolo. Da. Da. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte de a începe ședința, începem o de zi, îi dăm cuvântul doamna. Da, mă numesc Neacu, cred că parte din dumneavoastră mă știți, sunt totalul Bău Gheorghe și Bău Matilda din strada Mării.
Așa cum am precizat și în sesizarea din 28-a și cum a recunoscut domnul doctor Popescu în ședința din 28-a, dumneavoastră intenționează să se extindă, să-și extindă cabinetul prin amenajarea, acum zice, a unui loc de, de parcare. Menține faptul că nu vrea să-și extindă proprietatea, că vrea să intre, de fapt, în curtea lui Zafira, care, mă rog, nu mai este, care inițial este același lucru. Și nu poți să intri în curtea cuiva sub nicio formă. Mai mult decât atât, pretinde faptul că nu știe cum are teren. Se pare că, că Dumnezeu știe, formulează dumnealui acolo. Se pare că vorbi cu Dumnezeu și știe că acel teren nu se mai află pe rol. Deși doamna Danila Zafira îl are în posesie din 1926. De fapt, de ce am venit eu astăzi aici? Dumnezeu a amenajat o parcare deasupra unui izvor de apă, apă potabilă. S-a intenționat să se spună că apa nu este potabilă. În data de 31 am luat analize, apa este potabilă, deci este bună de băut pentru toată lumea. Cred că uman este că acel izvor, fiind de nu știu câte sute de ani, eu am spus acolo în adresă de 70 de ani, fiind vârsta tatălui meu, care știe clar că acolo a fost izvorul, cred că nu putem să distrugem un izvor de apă pentru a amenaja cuiva în loc de parcare. Apa potabilă este pentru că noi, când eram eu președintele cooperative, acum 40 de ani, se producea acolo sucuri. Și dacă nu era potabilă, nu se putea produce sucuri. Da, așa este. La pâine, la pâine, că am avut frutărie acolo, tot apă de acolo am pus. Deci nu. Apa, deci potabilitatea apii este clar. Au fost patru fântâni acolo. Două pe proprietatea domnului doctor, care de fapt sunt proprietatea domnului Vergănoiu prin acte și ele sunt distruse, nu se află pe schița cadastrală din 2004. Una a acoperit-o cu deșeurile de... ce a dus dumneavoastră de construcție, este un sfert din fântână, se mai vede. Deci este acoperit acum prin amenajarea locului de parcare. Și mai este o, o fântână vecină cu drum comunal, fântână tot la fel construită de localnici. Înainte era o fântână cu cumpănă pe vremuri. Rugămintea și insist, deși am făcut sesizarea de o lună de zile, nu s-a luat nicio măsură vis-a-vis de faptul că sunt acele deșeuri de construcții deasupra unui izvor de apă potabilă, apă, copiii trec la școală, de apă de acolo. Nu toată lumea își permite să cumpere apă de la știu eu ce magazin. Apa știm, toți ne ducem la un izvor și loc. Sunt vecini care au, într-adevăr, fântâne multe. Izvorul nu este la fel de bun cum este acela. Acela nu a secat niciodată. Vă rog, stabiliți o dată pentru totdeauna pe izvorul aparținut comunității, faceți și îl declarați la DSP, așa cum este legal, să se aprobe, să fie impuse legi de igienizare, astfel încât să nu se mai ajungă la astfel de situații. S-au creat o stare de presiune acolo pe stradă, de, între localnici o să ajungă să, să se dea cu buta unul celuilalt. Cine a făcut un pic de dură, i s-a dat teren. Mai e Niculii, care tot la fel a fost împotrivă total, să nu se ia izvor. Acum i s-a dat promis 500 de metri pătrați. Licitația, deși este pe 25-a noua, a tăiat toți arinii din prun de acolo, Dumnezeu a zis că-i dă. A adus deja deșeuri de construcție. Eu nu cred că fără aprobarea cuiva, chiar nimeni nu vede în primăria asta ce se întâmplă acolo. E nu e nici dus la nicio măsură. Deci dumneavoastră nici măcar nu a luat terenul respectiv. Nu poate ai pe terenul respectiv, că nu se duce nimeni în prun. Dar spun că sunt nu e în regulă ceea ce se întâmplă. Ia teren pentru fânărie, spune. Câte animale? Cum e? Deci trebuie un pic la, când se fac documentele astea de achiziții, domnule, fânărie, da? Câte animale are? Câtă suprafață de pășun? Ce dovedești cu puia acolo? Deci e un pic altfel trebuie stabilită regulile, nu așa. Iar câțiva de acum era amenajat o bancă pe unea suprafața unde are domnul doctor. Era amenajat o bancă cu doi pomi, localnicii stăteau acolo, sâmbătă, duminică, cum stă lumea și iese în stradă, dar mai este la o poveste. Copiii se jucau. Chiar trebuia vândut acel teren? Sub
500 de metri pătrați, nu 500 de metri cât i s-a dat. Cum s-a aprobat această vânzare? Cum s-a dat cu drept de preemțiune? A dat drept de preemțiune pentru 65 de metri pătrați, nu pentru 500. Putea să mai ai o suprafață, spune-mă, un cumpit, îi mai trebuie acolo. Vin animalele, iar animalele pentru consultare stau în gardurile oamenilor. De ce nu intră în curtea bună? Are spațiu pentru mașină. Veniți și vedeți câtă curte are, câtă poartă are și poate introduce mașina în curte, iar mașina stă deasupra izvorului, sfidează locuitorii. Cum să nu fie stare de presiune acolo? Ce măsură s-a luat de o lună și zile de când a făcut sesizare? Domnul președinte, dacă îmi permite să-i dau un răspuns cu președintele Comisiei pentru Agricultură, în luna iunie a avut o cerere a domnului Popescu Stelian la Comisia pentru Agricultură, la care i-am trimis un răspuns că nu-i se aprobă ceea ce dânsul grădina lui Danilă Jean-Pierre. Deci am trimis scris, nu-i s-a aprobat, nu-i s-a dat grădina. Dar acum nu mai este pe rol. De ce nu mai este? Cine a spus că nu mai este pe rol? A fost doamna la primărie. Care doamna? Doamna Danilă n-a fost, a fost un băiat de-a lui doamna Danilă, eu am fost de față, terenul este pe rol de 54 de ani, îl plătești și l-a plătit Zafira, nu le-a bine, doctorul Sterian a primit scris. Da, pe schița cadastrală făcută domnului Pricope, pentru pășunea care o are acolo, care și-a luat acum 400, la vecin apare dispensarul. Nu, la vecin apare Danilă. Nu, dacă intrați pe hotărâre și vă uitați, dar schița făcută de domnul Dobătaru sau cum îl cheamă, apare vecinul parohia ortodoxă și vecinul apare, pare rău că n-am avut da, de ce nu a fost legătură cu dosar? În legătură cu grădina lui doamna Zafira, este dată hotărâri, adresă scrisă, înregistrată la primărie, domnul doctor nu are niciun drept, nici nu i-a scos la primărie. Eu vă zic că n-are vreun drept, eu vă spun ce vecin apare pe schiță. Vecinii sunt trecut pe schiță, nu știu care schiță s-a scos. În legătură cu ce spuneți dumneavoastră, cu apa, potabil. Eu am fost personal acolo și am discutat cu toți cetățenii. Domnul doctor mi s-a spus, nu mai are ce căuta spre apă, nu mai pune nimic acolo, iar oamenii o să menajeze o bancă unde vor să stea și ei duminica sau pustă la discuție. Deci, domnul doctor... Este o lună de zile. Legal. Este o lună de zile de când s-a făcut această sesizare. Unde s-a făcut sesizarea la Comisia de Agricultură? Nu a ajuns sesizarea. Nu știu unde a ajuns. Deci eu sesizarea am făcut către primărie, nu știu. Da. Circuitul dumneavoastră. Dumneavoastră faceți circuitul în primărie, cum știți. Adresa este făcută, este făcută către deci, domnul primar. Deci vreau să vă spun că domnul doctor nu are nimic dat de la primărie. S-a cerut în ședința anterioară să vină tangenta SRL, să-i măsoare terenul. Una din greșeli care s-a făcut, și domnul Crețianu l-a văzut acum că a venit aici, am solicitat în ședință ca măsurătoarea domnului doctor Popescu Stelian să fim chemat unul sau doi membri ai Comisiei pentru Agricultură. A venit la ora 3 și jumătate, s-a măsurat, s-a găsit numai 60 de centimetri în plus față de cât. În contractul de vânzare cumpărare cu domnul doctor Stelian sunt 500,02 metri. Nu, e 500,086 este în 086. Ei s-a găsit la agenda SRL 5 metri 65. La momentul 2004, cadastrală, terenul respectiv era pe o pantă înclinată. Să vedem dacă s-a ținut cont de această pantă, dacă e diferență și acolo la măsurători. Mai mult decât atât, când creează suspiciuni, faptul că acolo în 2004 erau acele fântâni care nu se mai află de fapt pe schița cadastrală. Nu știu motivul pentru care nu se află. Deci fântânile sunt proprietatea cooperativei, proprietatea lui Dan Drăcănoiu, inclusiv conductele aferente. Dacă domnul doctor a avut drept de preemțiune pentru suprafața respectivă și Drăgănoiu avea drept de preemțiune pentru fântânile și conductele aferente. Deci mie îmi domnul doctor Popescu Stelian a cumpărat acest teren în 1997. Domnul Stelian, conform hotărârii Consiliului Bacău, hotărârii Consiliului 46 din 2010, așa cum de la dumneavoastră de aici, când în momentul în care s-a vândut terenul, se spune că are un contract de concesiune din 2003, da? Și în 2004 s-a cerut să a făcut un proiect pentru construcție. Un plan propus, scrie acolo. Planul propus avea 65 de metri pătrați pentru construcție. Nu știu dacă s-a finalizat atât sau cât este. Deci atât a avut dumneavoastră. Deci domnul doctor Popescu Stelian nu mai are contract de concesionare. Are contract de vânzare cumpărare din 2010. Păi. Nu înțeleg de ce s-a vândut terenul.
Deci domnul Popescu și sau oricare medic veterinar vine într-o lună pe o perioadă de 4 ani. Atât. În 2010, consiliul local care este acum nu era. Deci eu nu era la... Deci eu nu discut de nicio zi de locală, discut de principiul. Deci ce s-a întâmplat cu acea suprafață de teren? În 2010, de s-a vândut terenul. Nu înțeleg de ce s-a vândut terenul. Domnul Popescu este un medic de liberă practică, 4 ani își face serviciile într-o comună, dumnealui mai are servicii din câte am înțeles și în Vișoara, deci nu reprezintă interesul local. Răspunsul cine l-a vândut terenul să-l dea Consiliul Local din 2010, cu Consiliul deci, Local din 2010. Dar nu a pus Consiliul Local. Eu dezbat problema, iar cine știe și ce a făcut și ce s-a făcut. Eu fac vis-a-vis de vânzarea acestui teren, sesizare către instanțele competente să vadă acest mod de vânzare a terenului. Conform legii, i-am trimis adresa să încercezi lucrarea, mai ai continuat lucrarea și tu. Rugămintea mea acum, nu vorbesc despre teren. Terenul este un alt circuit, având în vedere că este un contract de vânzare-cumpărare. Luați măsuri ca acel izvor să fie amenajat, să-și ia mașina de acolo, să stabiliți odată pentru toată lumea că este al comunității și să nu mai fie acea stare de presiune acolo. Fiecare când vine și își amenajează ceva, vine și zice că izvorul a folosit nu știu cine, nu știu de câți ani. Nu, izvorul este oamenilor. Toată lumea poate ia de acolo o grădă de apă. De ce trebuie să fie atâta scandal pentru un izvor? Și 2 metri, dacă omenește și a domnului doctor, 2 metri, dacă erau acolo și oamenii stăteau duminica la o poveste, sub o sarcie, chiar și acolo trebuia să răstoarnă o mașină de deșeuri de construcții. De o lună de zile nicio măsură nu s-a luat. Domne, cum să răd? Dacă eu mă duc în prun și răstorn o mașină de construcții, nu veniți să-mi dați amendă? Ba da! A zis că s-au oprit lucrările de construcții. Nu s-au oprit, deci acum, foarte târziu. Ele au demarat foarte rapid după ce a făcut sesizarea. Eu v-am spus că primăria a trimis la presă prin care solicită încetarea până intră în legalitate. Deci, s-a trimis scris. Dacă nu se dă amendă din partea primăriei din sectorul urbanism, ce din vină Consiliul Local că a spus? Noi am spus asta. Deci este domnul primar care este reprezentantul primăriei. E hotărârea Consiliului Local din 2010 pentru a vinde de aproape de teren. Dar și trebuie să știți problema. Păi la știi. Știu, știi. Așa erau atunci legile. Legea permitea. Comuna Oitus avea nevoie de un dispensar veterinar, având în vedere numărul mare de animale care sunt în comună. Unde trebuia? Acolo a fost dispensarul veterinar, din când îl știm, din când îl știu eu, să știi părinții lor. N-am privatizat eu în România activitatea de sanitar veterinar. N-am privatizat-o eu. Da, dispensarul veterinar putea rămâne a comunei. Medicul veterinar este detașat într-o comună pentru 4 ani, conform unei licitații. Știu că au fost acele posibilitatea de cumpărare sau de închiriere. A fost interpretare legea, dar primăria putea să facă închiriere. Închiriere, ia și concesionare. Cât e doctorul? 4 ani. 4 ani îi dăm concesionarea. După 4 ani, dacă tot unde am eu să fi, mai dăm încă 4 ani și tot așa. Nu se s-a considerat atunci, la timpul respectiv, că e bine să se facă vânzare cumpărare. S-a considerat să se vândă, că asta e mai simplu. Iar dacă se vină un alt medic veterinar acum, o să-i mai dăm iar 500 de metri pătrați, îi mai căutăm o casă, că e medicul comune. Deci nu este, nu mi se pare uman ce se întâmplă. Mai mult decât atât să fie o mașină deasupra unui zbor de apă, să nu se ia nicio măsură. Astăzi sunteți în comună, la Oitus aici? Sunt în comună. Uitați, la două, la ora 14, sunt acolo, la... Îl spun și pe doctor să terminăm o dată. Păi, asta vreau și eu. Îl spun și pe doctor să terminăm o dată. Domnul Roșale, trebuie. Dacă e în concediu, atunci... Deci aș vrea să întreb, înainte de a veni domnul doctor, unde a fost cabinetul veterinar? Acolo. Acolo. Tot acolo, acolo. Până n-a venit domnul doctor, dici nu a zis nimeni nimic? Domnule, nu am zis să nu fie cabinetul veterinar acolo. Dici nu a spus niciun vețin nimic? Nu. Întotdeauna am spus că a fost și bine și este bine să fie un dispensar comunal acolo, să, că de poate să rămână dispensar... Ascultați pe mine, nu ați scupat pe asta. Vă rog, spune. Deci, eu atunci eram și câte timp consilier și eu știu un lucru.
Deci închirierea se face pe 5 ani, în acel timp nu ai voie să construiești. Trebuie terenul concesionat ca să poată omul construi. De-aia s-a făcut concesiunii domnului doctor ca să poată construi un cabinet medical. Pe 65 de metri, nu pe 500. N-am terminat. Pe 500, nu pe 500. Da? Deci, alt aspect. Trebuia să construiască până concesionat terenul, da? Domnul doctor, prin concurs, este la oricum pe o durată mai lungă, poate nu, pentru este, totdeauna. Este adevărat. Că a luat postul ăsta prin concurs. Deci legea veterinarului la DSV nu este... Nu pe 4 ani de zile. Deci, doamne, dacă vreți să îmi dați drept, să spun la urmă. Mă lăsați să spun și eu. Dacă nu vreau să spun... Dacă nu vorbim dumneavoastră, nu vreau. Dar vreau să spuneți și să informați opinia publică corect. Eu spun corect. Că a fost DSV-ul și înainte de a veni domnul doctor, că veterinar acolo. Ce v-am spus? Pentru că un cabinet medical trebuie să fie veterinar. În ce grup omul nu vrea să vedem pe cabinet medical? Deci nu am zis să fie cabinet veterinar. Am zis să rămână cabinet veterinar. Suprafața de teren să nu fie 500 de metri atât cât s-a dat. Deci are deschidere la stradă 27 de metri la drum comunal. Era arhi suficient să se dea un demonstru. Haideți să nu monopolizăm discuția toată astăzi. Vă rog să-mi dați un număr de telefon dacă nu-l aveți secret al dumneavoastră. Și când este domnul doctor, că spune Sorin că e concediu, când termină concediu, ne întâlnim 4-5 persoane acolo și stabilim ce. Terminăm. Cât aveți telefonul? 072-99-66-437. În privința asta pot să spun și eu două cuvinte? Da, domnul. Deci, eu sunt că dânsa am vorbit la telefon, am încercat să mă iau un pic captare, dar nu mă intimidez așa de bine. Cine sunteți dumneavoastră? Căiuțeamul care a făcut cadastru și mă ocup și sunt parte din comisia de fond funciar la OITES. Când m-am dus și am măsurat prima dată acolo, acolo era groapa de gunoi a zonei respective. Dom'le, dar nu groapă de gunoi. Vă spun drept că mi-a fost și frică să intru acolo, că era șerpăraia de nu știu ce. Dacă domnul doctor a fost cu cap și a reușit prin munca personală, nu prin altcineva, și a sanat acea groapă de gunoi, acum dăm tot în el. Dom'le, era o groapă de gunoi, dacă vreți să mă credeți. Dacă vreți, nu știu dacă mai am. Eu, când fac documentații cadastrale, la timpul ăla nu se făceau fotografii. Dar poate prin întâmplare am vreo fotografii făcute de atunci. Să vă arăt eu ce era atunci în locul respectiv. În afară dispensarul veterinar, care era o bucățică, restul tot aia era, inclusiv pe izvoarele de care zice dânsa acum. Era cazanul din cei care îl iau vouă, poate numai gunoi. Dom'le, dar erau gunoi, deci era frică să intre acolo. Doamne, lăsați-mă, mă lăsați-mă, doamne. Deci mă lăsați să îmi spun punctul de vedere. Am imagini. Mă lăsați să îmi spun punctul de vedere. Dumneavoastră nu știți să vreți monolog, atunci vorbiți. Dialogul, v-am ascultat, mă lăsați să vorbesc, da? Pentru că și pe mine m-a schemat. Am fost cu toată lumea acolo. Cum e închis acum, încă mai are dreptul la 60 cm. Deci gardul e făcut pe terenul lui. Cu 60 cm, deci mai are drept încă să mai extindă cu 60 cm. Cum? Am vorbit cu doctorul și că, domnule, mie îmi trebuie numai o ca să pot să intru cu mașina, restul nu o mai duc peste. Iar pământul care zice dânsa, păi a nivelat locul acolo, nu la... Eu am fost acolo, nu mai sunt gunoaie și asta. Pur și simplu a acoperit cu un pământ. Asta nu e problema mea, nici nu mă interesează asta. Eu m-am dus să verific dacă a respectat documentația care a fost făcută și asta, deci... Terenul lui este mai îngust acum 60 cm față de proprietatea care o are. Dacă tot ați făcut schița cadastrală, era un fântân, de ce nu le-ați prins pe schiță? Dar când am făcut orice ceva, era o groapă de gunoi. Nu este adevărat. Când am făcut cadastru, era o groapă de gunoi. Nici nu știam că acolo sunt izvoare. Nu erau pus colaci. Lumea se supără pentru că domnul doctor parchează mașina pe domeniul public. Dar ceilalți oameni nu parchează mai nu știu, să nu parchezi la cistea. Asta e altă treabă. Să nu parchezi acolo. Domnul ăsta vrea să parchezi din garajul lui, să nu țină medicină. Nu. Și nu spune dumneavoastră că are cu 60 de centimetri mai mult. Mai puțin. Și cu 2 metri. Deci am fost acolo, am și bătut cuii, acolo l-am și lăsat, am fost cu
cu domnul de la urbanism, cu Dan Dohătară și a mai fost cineva la primărie. Am stabilit, am măsurat, are deci el e mai impus cu 60, nu mai mult, mai puțin cu 60. Domnul Căpțean, am solicitat în ședința anterioară ca dumneavoastră că veniți la măsurător să mergem și din Comisia pentru... Domnul, pe mine m-au anunțat, veniți... Cine v-a anunțat? Domnul doctor Stelian? Nu! Cine v-a anunțat? Și domnul la 3 jumătate. Dohătară m-a sunat. Și a spus, veniți. Și pe mine. Ca să poți să dăm răspunsul, nu am membru din comisie. Eu nu pot să-ți fac notare. Păi să am membru din comisie. Deci eu nu pot, eu nu pot să-ți fac notare programul. Și eu am fost întrerupt programul ca să pot să vin. Vin pentru că am cu primăria contractul ăsta de colaborare. Domnul doctor, Popescu Stelian, face acum și domnule, face acus. E clar. Nu face nici face acus. Construiește fără autorizație de construcții. Are autorizație. De unde are? De unde are? Ai ce-a construit? Câte camere? Domnule, dar noi am trimis somații ca să oprească lucrarea. Consolidează terenul. Ce consolidează terenul? Consolidează două cuvinte să terminăm. Deci, domnul primar, hai. Deci, asupra, dumneavoastră v-a luat numărul telefonului. Doamna, v-a luat numărul telefonului. Deci, doamna vrea asta. Deci, treaba cu fântâna spre zborul. Deci, asta, doamna, v-a luat numărul. Să rămână liber din zborul și fântâna și gata. La procesul verbal la ședința anterioară am o discuție, dacă știți că ședința anterioară, din luna august, am început cu aceeași problemă. L-a invitat domnul Nicodin, șeful de post al primării, uitați că am ajuns să ne ignore din nou. Am pus cu semnul întrebării când a trimis ca să semneze procesul verbal de prezență, la care nu vine. Și avem probleme care sunt grave în comună și de discutat. Un cetățean din comună, uite, are un băiat care umblă cam nebun ăsta, nu? Budnarul, Alinică Budnar. I-a cerut 10 milioane să-i ducă la nu știu unde. Lui Tanga Florin s-au furat acum de 3 zile stupide albine de acolo, s-a dus Tanga Florin la el, l-a prins într-o conversație chiar cu Hoțu, discutând. Tanga Florin a zis că o să intru în posesia discuției care l-a înregistrat la telefon cu cataranul Cătălin. Trebuie să aveți dovezi. Păi are dovezi că m-a sunat Tanga și a zis, domnule, aveam dovezi, el în loc discute problema mea că mi-a furat stupide de albine, el discută problema lui Cătălin, nu știu care, cataranul. Băi, ce trebuie aranjat? Deci, încă o dată vreau la începutul ședinței să spun și am solicitat așa că trebuie făcut un raport la comandantul Poliției la IPJ Bacău pentru să luăm, domnule, dacă nu vrea să colaboreze cu noi, cu Consiliul Local și cu Primăria, să ne spună, să vină la șef de post în comuna. Sunt sute și sute de treburi care nu le rezolvă. Aici, domnule, Tanga, spune. Cine dorește, spune asta? A făcut reclamație la poliție. Și s-a dus, i-a spus așa la poliție că de ce nu ți-ai pus pasă? Pe atunci fiecare la casa noastră nu mi-a venit în parte. Dacă îmi fură grăinul, dacă îmi fură... Nu-i corect ceea ce face. De ce nu vine la ședința ei, domnule? Și nu trebuie și noi. Domnul Nicodin, ce s-a întâmplat acolo? Cum s-a făcut acolo? Nu vine! Nu vrea să vină! Asta am vrut să spun la începutul ședinței. Tot așa nu încerc. Sunt oveți. Se pune la voi proces verbal. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Dacă vreți să discutăm problema pășunii, eu trebuie să plec. Bine, da. La prefectură, că am venit special pentru asta, ca să și rezolvă problema asta. Domnul, aveți cuvântul. Cuvântul nu eu, vorbesc dumneavoastră, că mi-am exprimat punctul de vedere. Deci, da, dacă doar cineva să ia... Nu, acum vă fac eu o mică informare și eu. Punctul de vedere a fost așa. Eu am făcut un contract cu primăria pentru a ridica... pentru că primăria, uite, nu avea niciun hectar de pășuni la momentul începerii legii 165 cu inventarierea tuturor terenurilor cu Uitus. Am zis, după aceea, ca să nu cumva să ne trezim că... Deci eu am pus o leacă de inimă la Uitus, că puteam să ne trezim că vine și pune pe altcineva pe terenul primăriei. Că legea așa spune. Dacă nu sunt terenuri în altă parte, în orice zonă a țării, poate vine și hai să demarăm faptul ăsta, ca primăria să rămână cu pășunea ei, nu să se trezească că o dă la altcineva, la retrocedare. Și am început lucrarea. Am spus prima dată. Eu am identificat cât de cât pășunea care este, pe zonă. În momentul respectiv, așa am început măsurătorile. Cât a ținut de mine, nici măcar n-am cerut să mi se pună la dispoziție cu tare și cu tare. Regulamentar și după lege trebuie așa. Nu eu nu spun primăria. Cei din primărie sau cine era delegat. Trebuia să meargă cu vopsea în sfârșit și cu vopsea galbenă, să marcheze toată limita pășunilor care știu că le au și în primă, asta era obligația mea să vin să măsor.
Eu am făcut altfel. M-am dus la măsurașul unde s-a mai putut, s-a dat, deci de la mine. Când nu s-a mai putut, unde am întâmpinat greutăți, am spus, la Hârja, aici la Călcâi asta, unde au venit oameni și au spus că dacă mai veniți pe aici, poate vă și luăm la, nu știu ce, la bătaie sau asta. Și am spus, nu domnule. Dar eu am discutat cu jandarmeria. Am fost odată și... Ați spus că nu mai e nevoie. Am fost odată și cu jandarmeria. Domnul primar, am fost și cu jandarmeria. Nu m-ați înțeles. Am mai avut nevoie și n-am vrut noi ce. Nu, domnul primar, am spus, nu mai fac nimica până nu se face invers. Ce am vorbit până acum? Mai întâi se marchează pășunea și când mă duc la măsurat. În zona unde? Pe dacă omul spune, eu demonstrez omului și aveți planșele acolo toate. Am demonstrat omului că stăpân pe pășunea primăriei, deci după planurile parcelare care au fost făcute. Iar zone unde trebuia să fie el, spune că acolo e pășunea, și atunci eu ce fac? Că ce se întâmplă? Eu o fac, vin la dumneavoastră și merge mai departe. Și nu m-a însemnat că nu-i bună lucrarea, că și acolo să verific asta, nu fac eu de capul meu. Și spune, nu domnule, n-ai pus pășunea unde trebuie. Uite aici, e terenul oamenilor, iar mătare pe terenul oamenilor ai pus pășunea. Peste tot au intrat oamenii abuzivi peste terenul primării. Da. Și la Poiana Sărată și la Peste Hârja, tot. Și la Felăstrău. Dar eu nu pot să... Poiana Mare și... Eu nu pot să-mi asum... Problema asta nu pot eu să o fac, pentru că este problema dumneavoastră să marcați pășunea care este și din momentul ăla. Deci, mă rog, contractul l-am făcut, că am zis că făcând parte și din Comisia de Fond Funciar la UITU, zic, băi, nu fac eu să carc 5 oameni după mine în fiecare zi la măsurat. Unde ține de mine și pot eu să o rezolv. Că am avut locuri unde s-a învecinat cu tornatorul, unde îți marcați pomii asta, la ce să mai car omul? Că acolo mai dau eu cu calmă, nu dau, că aia au semnele lor. Și acolo ne-am închis. Unii s-a mai putut, unii nu se mai poate și unii mai vin. Să vă mai spun o chestie. Mi-au venit amenințări și pe alte chestii. Că dacă mai calc acolo s-ar putea să nu știu ce, o să mă dea în judecat. Dom'le, eu vă spun din nu, că n-am acum să mă dau că nu știu ce și nu știu. Deci, dumneavoastră aveți experiență, dom'le, unde eu știu. Când e vorba de găsi ei terenul omului care l-au ocupat abuziv. Și atunci trebuie dumneavoastră să hotărâți care delegați pe cineva sau cineva care știe foarte bine pășunile care mai sunt. Să merge înainte să dă cu bidineaua. Asta este pășunea noastră, veniți și o măsurați. Ca altă posibilitate nu am. Eu nu pot să ajung să... Ați văzut cum vine? Ați văzut cum pune problema? Pentru nimic, asta e nimic ce spune și nici nu are dreptate, doamna. N-are dreptate. Și e foarte vocală și pe femeie mă asculte... Domnule, am vorbit și pe la telefon, nici măcar nu mă lăsa să vorbesc. Și mi-a vorbit urât când masa acolo. Doamna, dacă... Din telefon, nici nu vineți la fața locului să vedeți care-i treaba. Eu știu, domnule, că eu am fost cu ideea să vină cadastru, să măsoare cadastral, să nu mai fie nicio comentariu. Și vă spun, când am măsurat prima dată, era numai casa de sub și o bucățică dispensare acolo, era o mizerie acolo, de ce era frică să te uiți? Și vine acum și să dă că, nu știu ce. Dar asta nu e problema mea. Dacă oamenii respectivi spun că e pământul lor, trebuie să aibă niște acte. M-au uitus deocamdată, nu sunt ca cine protestează. Am mai spus. Tot uituzul este pe bază declarativă, pe bază de... Deci aici suntem o chestie care au acte de vânzare, cumpărare sau proprietate. Cum s-au obținut? Sunt. Aia nu putem nimic ca să le zicem. Ceilalți, mă talitez la primărie și ai declarat. Sau tată mă tali. Vreau, am 10 prăjini în cutare. Și atât a rămas. Fără să măsoare vreodată. Eu mă duc acum și măsor și constat că ai 20 prăjini. Primăria te registrează de 20, că ăla ai stăpânit dintotdeauna. Deci când spunem de acte la Voituz, deocată nu sunt. E numai registru agricol, care și ăla a fost făcut declarativ, e scris în 3 ori, care numai după ce se... Vă spun eu, pe suprafețe nu poate, că nu are încă. Dacă dă Dumnezeu, a făcut și eu demersul, și să va aproba un cadastru general pe comuna Voituz, atunci se va lua de la omari și se va măsura toată comuna. 5, 6, 10 ani cât va dura și atunci toată lumea va fi pus la locul ei. Și acum cât de cât e pus la locul ei, după ce am făcut documentația cu legea 165, poate să vă confirm un secretar, un primar, care nu a însemnat niște acte, nici nu știu ce. Problema era a pășunii, care eu am tras sub, să vă rămână dumneavoastră și după treziți că pune pe altcineva în pășunii. Dar să faceți amenajamentul pastoral? Nu, amenajamentul pastoral sunt alte firme care le fac amenajamentul pastoral. Dar e altă specialitate. Eu la dumneavoastră mă puțin. Domnul Cărățeanu, ce vreau? Dacă dumneavoastră ați făcut o schiță, până înainte la cadastru total,
cu zonele marcate unde e o problemă. Și cine cunoaște comuna? Cine e proprietar care spune că el e proprietar? Venim la primărie. Aveți pițele. Venim la primărie, chemăm, fără nicio problemă, chemăm să plătește pe terenul ăla, că numai atunci e proprietar. Eu am trimis chiții pe terenurile care am măsurat, am scos din registru pe posesori, inclusiv oamenii care ocupă. Pe atunci domnul primar să desteleze pe cineva care să se ocupe și luăm o hotărâre. Domnule, dacă el plătește de ani de zile, n-avem ce face ca plătim și o scoate din... Problema e că vecinii identificați de peschițe, registrul posesorilor e din 1985. Eu am spus vecinii de pe zonelor cu probleme, dar majoritatea de acolo sunt decedați. Și trebuie o persoană care mai cunoaște, care dar are... Nu plătește și nu și-a și poate identifica, ui, cine se vecinează. Păi și dacă nu plătește și nu se prezintă nimeni în domeniul nostru... Nu, nu putem. Dar și cum? Dați hotărâre că proprietatea omului nu puteți. Nici asta nu puteți. Vedeți, legea nu ne dă voi. Păi și rămâne acolo dacă nici nu plătește, nici nu asta. Păi dar cum el nu îl plătește, înseamnă că după atâția ani e proprietatea noastră. Deocamdată... La momentul actual, nu se poate intra. Deocamdată, proprietatea omului nu poate să treacă în domeniul public sau privat al statului, decât prin voința lui. Deocamdată, dacă... Vreau să întreb și eu ceva. Deci, mă, dar bine, la mine, domnule, asta vreau să dau la asta. Vă duceți, faceți toate demersurile care se fac, o întreagă polologie care se face, de vei atunci atunci la asta. Altfel nu. Proprietatea, prin legii, apărat. Mă duc și eu închid un spațiu de mai nu la lucrat. Nimeni și când se face, se ia lumea. Da, da, eu nu pot să fac. E o altă practică. Deci eu dreptul să fie de drept. Deci, un cetățean, dacă vine la dumneavoastră, și are o declarație cu propria răspundere de la un notar public, puteți să-i faceți. Păi, dar ce bază a fost declarația? Păi, eu știu. Păi, nu știu. Notarul îi dă, îl tinde acolo cu omul, a declarat cu că-i terenul. La notar, ca să te duci să dai declarație, trebuie să ai în spate. Să ai în spate documente eliberate de primărie sau documente eliberate anterior la un notar care spune e proprietar pe terenul ăsta. Deci, ce spuneți dumneavoastră în situația următoare. Ai act de vânzare, cumpărare, moștenirii sau hotărâri judecătorească și el nu poate să-și ocupe locul decât spune vecinii, să duce și atunci ia vecinii, spune ăsta e hotarul. Sau, dacă e bază de registru agricol, cu extrazi de registru agricol, cu măsurătoare, cu verificare și atunci asta este la notar. Altfel cum mă duc? Păi fiecare s-ar duce la notar, dă o declarație că la terenul, păi și gata, hai să facem. Sunt niște reguli. Deci niște reguli conform legii 7 și 150 care e acum actualizată, e și un regulament de cum sunt tocmeți și documentați cadastrale, cum să scriu un cadastru, ce are și tot. Deci nu, așa toți ne-am duce și gata, hai la notar, dau declarație și oameni. Ideea este a dumneavoastră. Deci până acum am zis ajut cât pot, de momentul ăsta nu mai pot. Am spus așa, mergem până la capăt, facem treaba, dar mie îmi trebuie să identificați pășunea care mai este. Aveți tabelul acolo care cu oamenii care ocupă așa și care ar trebui să fie a primăriei și invers. Eu nu pot să-i spun, băi nene, vină cu aceea și arată-mi care e pământul dumneavoastră. Îi convocați pe oamenii respectivi, băi, mergeți și identificați care ar trebui să fie pământul lui și care ar trebui să fie asta. Și din momentul ăla putem că nu, așa. Eu mă duc și măsor ceva, vă pun la dispoziție niște schiții, care oricum nu sunt, mă rog, eu în ce mă privește, eu sunt buni, că dumneavoastră, adică primăria, dă o declarație, că mi-a arătat confort terenul, chestii, nu știu ce. Și v-ați rezis că normal nu trebuia să fie a primăriei. Și responsabilitatea, știți cum tia procurorul, că eu am avut cazuri de astea. Procurorul tia, ai avut cu tare, ai respectat regulamentul exact cum scrie acolo. Hai să mergem pe copac. Mă credeți că a venit DNA-ul peste noi cu pădurea lui? Eremia Gricol și cu asta și nu știu ce. Și a luat schița cadastrală și a zis, mergem în punctul cutare, în punctul cutare. Au venit cu GPS, ei nu știu. Și au mers la fața locului. Și au găsit pe copac, dat cu vopsea, scris inclusiv, că noi am fost o leacă mai. Am cioplit și am scris pe copac inclusiv și am citit eu cu aparatul. Am mers în patru locuri, domnule, în momentul ăla. Reclamați-vă, închipuiți la asemenea suprafață. În momentul ăsta, dumneavoastră, te-ați absolvit de orice. Dar
hotarele le-au arătat cei de la, de la Romsilva. Și nu puteau zic că stai că nu e pusă de noi vopseaua. Așa vine cineva acum și da, bă, dar cine a pus vopseaua asta? Primăria spune, dar noi nu au fost, că ei au făcut-o. Deci vă închipuiți, nu chiar atât de simplu. Că pământul ăsta, vedeți, te bag în pământ, dar până te bag în pământ, sunt atâtea probleme. Eu sunt și expert judiciar și văd câte probleme. De asta vin să o leagă să ne ducem după lege și după regulament. Că altfel nu putem scoate la cap. Sunt oameni care zic, domnule, eu știu unde-i pășunea. Păi, dai bidineaua în mână și cutia cu opsea, dacă știi unde, tu te și dai cu opsea. Și atunci mergem și rezolvăm. Eu n-am. Deci nu știu dacă vrea, poate să spună cineva din primărie că a fost un pic de reavăiție din partea mea. Poate am făcut peste. Și v-am spus care a fost chestia. Pentru că colaborăm și asta, dar colaborarea să fie de ambele părți. Sau vorbi că, păi, nu vrea ăla. Chemăm pe altcineva, domnule, m-aș așeza în genunchi la momentul în care am ajuns acum, dacă ar veni cineva și să zică, da, nu, lasă-mi mai departe. Pentru că eu știu toate problemele, că de 5 ani, de 4 ani, de când tot lucrăm împreună, eu știu, adică deja cunosc niște chestii ale primării și ale astea. Ce doresc să ia cuvântul la acest valent? Cuvântul nu pot, lucru care rămâne neclarificat, noi nu știm când avem amenajamentul pastoral, gata. Avem o grămadă de contracte care nu le-am putut face. Putem face amenajamentul pastoral, trebuie să finalizăm măsurătorile cadastrale și să depunem... Foarte bine, prin dispoziția Consiliului Local, angajații de la primărie care se ocupă cu așa ceva, vor merge pe teren, vor da cu vopsea, va veni domnul Căiuțeanu, va măsura, bă, deci muncă de teren, două zile, bine. Dar angajatul de la primărie știe unde e votat. Dar prima este că nu știe unde sunt postoarele. Domnul primar, păi dacă spune că nu putem face, pe cine să meargă să facă? Păi direcție găsim în pământ, oameni care mai sunt... Nu vă supărați pe mine, domnul primar, am fost... Două săptămâni, la vreoana s-a luat la Hârsa, a fost două săptămâni la dialog Capra, pe unde a fost. Și am fost luat în râs când am ajuns în ședință. Că nu mi-e de mine degeaba. Angajatul primării, suntem în primărie, avem patru lagri în cultură. Care ți-ai apar? Păi nu știu, e două hotaruri, e două hotaruri. Să complicați, care mai este apar? Păi nu știu, nu știu ce mai este. Nu știu. Doi, că sunt. Nu vrea cineva din agricultură să meargă. Nu știu, să meargă, să măsoare. Pentru că cetățenii din comună au reziliat contractul, i-au expirat la 1 decembrie 2014, nu poate să ducă cu stâna, nu poate să ducă cu vaca, cu capra, pentru că nu are contract. Noi n-avem. Adică poți să spui pozul la... Păi, vor... Vă rog, vedeți, poți la... E plătit și la fel, la un caz foarte greu de rezolvat, dar se poate rezolva. Pentru că așa că din primărie nu mai știe exact ce nu știu. La registrul agricol trebuie să se știe, nu se poate. Dacă hotarul are vechime atâția ani, și cine mai este acolo? Ia acolo, se duce, pe dar... Deci, nu l-a luat din zi. Asta nu e proiectul de hotărâre, o să-l pune la urmă. Da, da. Am putut o discuție degeaba. Proiectul hotărâre privind asigurarea condițiilor materiale pentru bună desfășurare a activității culturale. Da, comisia a dat aviz favorabil. Dacă domnul Oprea dorește să ia acolo, nu spune ceva la asta. Nu știu că problema asta sunteți. Cine dorește să ia cuvântul la acest subiect? Păi unde ați măsurat? Păi unde am măsurat, le-am depus. Dacă nu sunt discuții, nu m-au gândit. Sunt probleme și litigii, acolo n-am mai putut. Da, da, s-a întâmplat. Am încheiat, dar problema e cum ce faci mai departe. Nu, nu, o să luăm legătura, mă duc și discutăm astăzi după amiază și ajungem la o concluzie, da? Auziți ce spune? Că dă să nu spune acum. Și ceva care a pus-o, a cioplit, așa da hotărâri, inclusiv aia care a pus-o acum și cioplit. Păi, pe cuficiul din primărie a fost... Cine-i vorbit, da? Da, a dat bani acum. Hai, domnul, prea vreți să vă... După cum știți, Căminul Cultural desfășoară activitatea anuală pe baza calendarului principal la activități culturale, artistice, educative, aprobat de dumneavoastră
în decembrie sau la începutul lunii ianuarie. Căminul cultural a îndeplinit acest calendar până acum. A fost o manifestare deosebită anul acesta, în fiecare an, în afară de cele obișnuite să investe în activitate, am aniversat 150 de ani de la înființarea primei școli de stat în Comuna Ortuz, pe baza legii dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza privind învățământul rural. Ce vreau să vă spun dumneavoastră? Nu putem face nimic de 3 ani, stăm așa cu acest lăcaș al Căminului Cultural, în sensul că se acționează foarte greu, nu s-a luat nicio hotărâre încă ce se face cu acest lăcaș. I-a informat domnul Brâscu un pic, în legătură cu agenția care e situația la ora aceasta, pentru că, uitați, sunt 3 ani, e a 3-lea an când nu mai putem face nicio reparație, eu nu mai refer la reparații interioare care s-au făcut aici, observați, dar sunt afară, acolo pe niciun fel mai departe. Trebuie să vedem, s-a luat o altă hotărâre că în loc de reparații capitale, ca să se dărâme și să facă alt local de... Să se vă informeze, domnul Băscă, domnul. Ca să știți și dumneavoastră care este stat. Păi, domnul Băscă, să iau, să clarific. Iar clarificat deci ne-am depus la Compania Națională de Investiții documentația pentru finanțare. Proiectul nostru a fost acceptat, dar în urma contractării de către cineia arhitectului, acesta, deci arhitectul, a avut anumite pretenții. A zis, domnule, dacă tot facem o lucrare, să facem ceva de durată. Știți foarte bine că acest cămin e construit din paiantă, cu lut, cărămidă fără stâlp de rezistență și așa mai departe. Am avut o expertiză întocmită care nu a corespuns cerințelor arhitectului. Am mai adus al doilea expert, care la fel nu a făcut o expertiză conform cerințelor arhitectului. Iar acum al treilea expert, ieri a zis că este expertiza finalizată. Iar zis nu mi-o transmită până nu o transmită arhitectului. Arhitectul să o verifici dacă este corespunzătoare sau nu. Și aștept în cursul zilei de astăzi să văd dacă este conformă sau nu. Deci putem afla, poate și până la sfârșitul ședinței. Deci proiectul merge înainte. Bun. Să sperăm că nu mai vin alții iar ca să râfâie peste tot prin toate camerele, să zărâmă, să vadă cum e. Păi, expertul trebuie să vadă, că asta face. Trebuie să vadă exact care este situația. Vreau să rețin atenția Consiliului Local cu activitatea deosebită anul viitor, în 2016, care va avea loc în Comuna Ortuz, se împlinesc 100 de ani de la începerea luptelor din Primul Război Mondial, 14-15 august 1916. Vor fi activități deosebite și din acest punct de vedere trebuie să avem în vedere ca în bugetul local să includem cheltuieri pentru această manifestare deosebite. În afară de celelalte activități tradiționale obișnuite pe care noi le avem. Ce ne dorește să mai aștept? Să pune la vot. Pentru, împotriva, ține, mulțumesc. Da. Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Ortuz de anul 2015 rectificat. Da, am primit 6.000 de euro la costul inițial pentru drumul. Da. Asta e pe plus cum ar fi nimic. Dar banii sunt realizați pentru drumul. Da. Îți puțin, dar asta este. Asta e. Pe cu cât mai aveam, trebuie să facem, nu să facem. Să pune la vot proiectul. Trece la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru realizarea unor lucrări de amenajare a cărui vârstă. Da, comisia a dat aviz negativ cu mențiunea că nu numai fără o văzmanitate de făcut documentație și
sărat și ce ați mai zis domnul? Vărău de lucrurile un sărat și cu fonduri europene. Să fac asta. Poate. La Vărău vă zmanită să facem o expertiză tehnică. Să vedem ce s-a dispus, cât s-a dispus. În două săptămâni se face recepția, am făcut că constituirea comisiei a avut loc astăzi. Parcă prin 3 octombrie are loc recepția, că ce facem și în față, nu toate să toți trebuie. Dacă vedem, sorele unii mai afectate. Deci acest proiect sunt la mine, da? Pentru normalitate. Trebuie să avem octombrie. Da. Nu? Vă rog. În președință vă spun eu. Deci să dăm doamna cum ești. Seamănă proiectul. Seamănă, seamănă, seamănă. Da, hai bine. Fost o ceva de parte, da. Amă, ce seamănă? Deci la punctul 4. Proiect de hotărâre pentru reabilitarea târgului săptămânal din Oipus de proprietățile concesionate sau închiriate din incinta acestuia. Eu, domnul președinte. De la agricultorii. S-a dat aviz favorabil, am avut expunerea de iar la avea de domnul Bâscă, care poate să spună de ce e necesar și de ce ne trebuie acest gard de limitare. Domnul Bâscă, explicați că cu gardul de la piață, că trebuie să nu i-am dat aviz comisia și... Domnul președinte, dacă îmi dați voie, mai întâi va trebui să întocmim o documentație vis-a-vis de angajarea acestui car. Am discutat problema asta cu doamna contabilă. Și atunci proiectul de hotărâre ar avea, ar suporta modificări în sensul că vom aproba întocmirea documentației pentru amenajare car. Deci asta este prima etapă, ca să nu blocăm... Și acest proiect trebuie să ajungă la Comisia de Economie. Evaluare, lungimea cardului. Păi în funcție de proiect, cum se face proiect, nu o să știi. Dar eu am văzut de deocamdată... Și am înțeles că se poate finanța cu fonduri la cardul. Numai să facem proiect. Pentru anul viitor. Da. Dar facem cu anul viitor. Amenajăm peste piață cu fondurile lor. Așa. Facem gardul și înăuntru e glură. Ce-am făcut? Domnul viceare, gardul am discutat atâtea ori despre piață cu amenajarea. Am zis să ne gândim în primul rând ce facem. Facem un târg săptămânal, facem un târg agroalimentar, să facem documentația în domeniul ăsta, să știm ce facem. Dacă nu mai încercăm cheltuim bani și pe aceea iar dărâmăm și iar o facem, nu mai cheltuim bani. După aceea a fost pusă presiunea că a fost ruptă din cadastru, a fost drum de acces pentru cei cu concesiune. Am schimbat, am hotărât, am făcut acolo, poarta noastră tot larg deschisă stă, pentru că ziua când, după ce pleacă toată lumea, nimeni nu mai pune lapătul. Să treacă toată lumea pe drumul care e accesul lor și mai zicem, facem gard pentru că noi nu știm să închidem o ușă. Da, dar noi avem un administrator al pieții, da, domnule, care trebuie să încui, să închidă poarta. Da, am spus de atâtea ori să vorbim. Domnul administratorul pieții, dacă închide poarta, pe lângă poarta nu e gaura unde intră lumea. Pentru asta am solicitat gardul. Să facă ăștia gard sau poarte. Păi ei n-au de ce să-și facă gard. Proprietarii și concesionarii au gard, fiecare. Am Ardi gard, Liviu, Ciubotaru, gard, tot. Dar noi, primăria, avem gard? N-avem. Lumea intră pe drumul care l-am lăsat, intră până în viață. Până nu eu fost să facem la capătul ăsta, dar până nu facem hotărâre, ce fel de piață facem asta? Și după aceea am discutat cu doamna Șomâcă și mi-a zis, îi dau că nu vă promun, nu pot să-i promun, bine. Șomâcă, nu pot să așa. Așa ne-a spus că avem șanse din primăvară să luăm fonduri europene, dar trebuie să ne gândim ce facem. Și promisiune. Ce facem? Exact, ce facem? Facem piața agroalimentară, cu rezeturi, carne sau animale. Nu ne-ai săptămânal, am ceva să este în analiză activitatea târgului. Am să vă pun la dispoziție din timp. Legislația, o studiați cu atenție și vă hotărâți în comisii, chiar toate comisiile, chiar vă rog să analizați cu atenție, să stabilim
să ne ce va fi, ce activitate, exact după lege. Așa e în moment. Că aducem fonduri europene, când aducem fonduri europene, noi trebuie ca să se facem. Ne-am limitat să nu mai facem cum se face, că-i face agroalimentară, că-i face industrială. Și o problemă la piață. Din când au plecat casele, am scos noi, am greșit, cred, s-au înjumătățit din casele. Da, știți de ce s-a înjumătățit domnul Vutucaru? Pentru că nu avem card și țiganii vin cu mașinile de sâmbătă, lasă marfa și domnul Naima când se duce și spune banii. Ce bani, domnule? Vezi mașinile la mine? Nu-i mașină. Și poliții locale. Hai, domnule, vedeți, da. Acum la jumătate în casă. Da, putem să punem un 700 de casier, că tot acolo. Că s-a verificat și s-a controlat, clar întreabă, s-a înjumătățit în casare. Activitatea oricum n-a scăzut în domnul din partea domnul consilier, până când o să obținem fonduri europene, să facem ceva din această săptămână, zic, ar trebui să facem gardul la exterior, gardul către țară, pentru că de jos. Scândurile au putrezit, lețurile au putrezit, am început din fund, am făcut gard frumos din fundații beton și plasă ondulată, foarte frumos, dar ne-am oprit. Ei, trebuie să venim cu latura până la șosea, până în fața aici. Asta e mai bun. Și după aia, la dispărțit, tot putem face, să facem exteriorul, e rușinos. Cade gardul jos. Poate. Nu e tot același gard, unul la dreapta, unul la dreapta. Dar dacă prinde fondurile, nu prinde. Da, când prinde fondurile. Nu-i vă mare. Hai, domnul. Doamna Șomânt, că vrea să facă lucrurile astea. Țineți cu altă lege, dacă prinde mai fonduri europene. Pentru că cade jos, gardul către exterior. De exemplu, trebuie consultat de la Iași. Și banii s-au lucrat de la piață, din fondurile pieți, nu din alte fonduri. Dar nu facem gardul, din fonduri. Am avut anul trecut 820 de milioane, acum mai avem numai 200. N-am făcut nici gard, nici asfalt. Îmi pare rău că duminică n-ați venit în piață să vedeți cetățenii comunului Tuzi cum merg la genunchi în noroi. Aleile, și în jur. Aleile nu s-au făcut. Dumneavoastră nu vreți să aprobați că aducem fonduri europene. Aducem, n-aducem, facem de acolo încolo. Dar până la fondurile europene trebuie făcut gardul. Acum două zile, cu doamna Șomânt, am fost la școală numărul 1. Da, pe la școală știu cum vă duceți mereu. Păi interesul meu să fac interesul tău. Nu știu, tu ești angajat în primărie, că văd că interesul tău este foarte mare. Ei intră acolo, aduce apă la școală, aduce la școală. Păi normal, văd. Păi văd că aduce, da, păi da, e normal că interesul tău. Duci oamenii la Poiană, la Fod, interesul tău, dimineața la 8, interesul tău. Dar nu discut la diversi, că e capitolul unde am ajuns. Avem un consultant și avem șanse reale să primim fonduri europene și pentru școală. Da. Păi dar cum? Că băgăm la școală. Aducem fonduri europene, băgăm iar la școală. Dăm 33 de miliarde anual la școală, mai aducem fonduri europene la școală, dumneata ne te ocupi de școală. Nu știu dacă angajatul primăriei ce face sau angajatul școlii. Consilierul trebuie să ducă să-i ducă la școală. Să luăm tractorul, să ducem tractorul, să nu ducem în alte direcții. Este rău. Atunci ați zis ce zis. Ați stricat pompa. Pompa de apă. Stricat apa. Asta ne-am adus la altă mea, să altă pompa. Vă dat pompa. Domnul, e ca. Da, domnule, să facem gardul exterior de pe țară. Aceeași lungi mic. Deci, un pic mai lung față de partea asta. Dar se poate face pe exterior să delimităm piața de... Deja ai început. E mai multă ideea cu domnul. Dar la clădirea că domnul domnului... Haideți să dăm un cod de principiu pentru gardul de exterior. Domnul, dar sunt poate același proiect. Rămâne toate mutat în partea exterioră la piață. Dacă avem bani la piață, sunt din fonduri... Exterior, da, modificate câteva cuvinte, mă rog. Cine este pentru gardul exterior? Un pic, gata, mă scuzați. Domnul Francis are... Revin din nou la vechea idee. Mi-ați promis că o să veniți cu un proiect vizaj pentru piață. Haideți să nu mai pierdem vremea, să încercăm, că atunci proiectăm, nu știu ce, mult mai ușor obținem și avizele de la sanitari, și avizele de la politică. Păi, dar analizăm târgul săptămânal, activitatea târgului, și atunci a venit atunci așa cu proiectul vizaj. Prima problemă, a doua problemă, fiindcă sunt ceva bani, eu aș veni cu următoare idee. Haideți să triplăm lucrarea asta cu gardul, și cu reparația podului din Pistivale, în punctul boacă. Cel care se ocupă de această lucrare se execute ambii lucruri. Asta e altceva, dar lucrările sunt distincte,
sunt separate. Ei, până la urmă se poate achiziționa materialul. Nu este proiect făcut pentru ponturile la Marea. Este, domnul, da, e vorba de 5-6 miliarde și noi o să avem bani ca să... Și vin iarăși iar la... Și iar să strică mașinile și iarăși trec prin apa. Podul ăla se poate face o reparație cu 7-800 de milioane? Cel puțin măcar achiziționă materialele pentru... S-a adus tablă pentru două poduri la Reșunță, poate aduce tablă, se face și el acolo. Cel puțin face și la același proiect. Supune apoi proiectul pentru partea exterior. Pentru exterior, da. Pentru partea exterior. Cine este pentru? Împotriva domnilor consilieri, și garbul din stânga și din dreapta e tot exterior, domnule, ce nu știu ce vorbim. Garbul din stânga către grădinile cetățenilor, drumul care duce la satul Marginea, este un gard exterior, iar gardul din dreapta este un gard la exterior care duce pe lângă cei care au concesionat terenul. Rămâne un drum de 7 metri. Nu s-a ambilit gardul exterior, despre ce vorbim. Doar n-am zis să facem un gard în mijloc. Domnul Valentin, hai să... Nu scuzați că facem o drumă la pățica bună, îi dăm un drum galbat. Domnule, din hai să faci, ca să faci asta, trebuie să faci și canalizare. Știu, domnul, da, păi da, păi canalizare și hai să facem proiectul, întâi ce domnul, facem domnul, eu am mai făcut un proiect de hotărâri cu așa ceva. Eu știu că dumneavoastră, când apare un proiect de hotărâri inițiat de Bunarul Valentin, sunteți împotrivă. Am să fiu și eu împotrivă, eu când aveți dumneavoastră un proiect de hotărâri. Dacă eram împotrivă, nu semna. Nu, păi și atunci de ce să sunteți împotrivă? Hai să facem exterior, că ideea e mult mai bună. Dar de ce sunteți împotrivă? Nu mă deranjează, domnule, gardul nu-l fac. Eu îl face primăria, nu-l muncesc eu. Dumneavoastră nu vreți. Inițiat de Bunarul Valentin. El vrea să facă. Faceți dumneavoastră, zice. Nu fac eu.